cred, în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm diferite tipuri de rostogoliri. Înainte din ghemuit îndepărtat, înapoi din depărtat în gemuit, înapoi din ghemuit îndepărtat. Tema se adresează clasei a șasea, competența generală numărul 2, Utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului, în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, executarea unor procedee tehnice structurate în structuri motrice specifice disciplinelor sportive studiate. Gimnastica în școală. Este necesară asigurarea tuturor condițiilor pentru evitarea accidentelor. Planificarea lecțiilor cu teme din gimnastică va fi realizată în sezonul rece, când lecțiile se desfășoară în sala de sport. Locul în lecția de educație fizică poate fi, după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor sau dezvoltarea calităților motrice de bază, respectiv viteză sau îndemânare, capacități coordinative, sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ, sunt necesare saltele de gimnastică, capră pentru sărituri, ladă de gimnastică și trambulină dură. Gimnastica în școală cuprinde gimnastica acrobatică și săriturile la aparate. În cadrul gimnasticii acrobatice, la clasa 6, distingem elemente statice, elemente dinamice, elemente și combinații gimnice, combinații acrobatice și gimnice, prizând elementele însușite, variante de linii acrobatice, cuprinzând elementele însușite, și cunoștințe despre criteriile de apreciere a execuțiilor. În clasa 6 -a, Învățarea, consolidarea, perfecționarea unor procedee tehnice de prinderi specifice gimnasticii, elemente dinamice, cuprinde Rulări, rostogolire înainte din ghemuit îndepărtat, rostogolire înapoi din depărtat în ghemuit, rostogolire înapoi din ghemuit îndepărtat și răsturnarea laterală, roata laterală. Proba de evaluare constă în execuția unui exercițiu la sol liber ales, cuprinzând numărul de elemente acrobatice impuse, prevăzut în sistemul de evaluare pentru fiecare clasă. Elementele acrobatice impuse se stabilesc de către cadrul didactic la începutul etapei de abordare a gimnasticii și vor fi comunicate elevilor. Criterii de evaluare. Existența în exercițiu liber ales a numărului de elemente impuse, prevăzut de sistemul de evaluare pentru fiecare clasă. Pondere, 50% din nota finală. Corectitudinea execuției fiecărui element, pondere 25% din nota finală. Cursivitatea și expresivitatea execuției, pondere 25% din nota finală. Rostogolirea. Reprezintă o întoarcere completă peste cap în care părțile corpului vin în contact cu solul în mod succesiv. Se pot executa înainte, înapoi și lateral, cu genunchi îndoiți sau întinși, de pe loc sau din elan. Rostogoliri cu genunchii îndoiți. Mișcarea se efectuează cu toate articulațiile corpului în flexie. Capul se apleacă înainte, spatele se rotunjește, genunchii se apropie cât se poate de mult de piept. Rostogoliri din în depărtat. Mișcarea nu se efectuează cu toate articulațiile corpului în flexie. Capul se apleacă înainte, spatele se rotunjește, picioarele sunt întinse și depărtate cât mai mult. Rostogolire înainte din ghemuit îndepărtat. Poziția de plecare ghemuit cu fața la direcția de rostogolire. Descriere tehnică, mecanismul de bază. La plecare, bărbia în piept, palmele orientate înainte sunt sprijinite pe sol și încadrează genunchii. Picioarele execută o impulsie scurtă spre înainte, producând mișcarea de rostogolire. 1. Contactul cu solul se realizează cu ceafa. 2. În partea a doua a rostogolirii, picioarele se vor întinde și se vor depărta cât mai mult. 3. Greșeli posibile La plecare nu se duce bărbia în piept, așezarea incorrectă a palmelor pe sol. Picioarele nu execută la plecare o impulsie scurtă și activă, care se imprime corpului forța și viteza necesare realizării mișcării. Contactul capului cu salteaua nu se realizează în zona cervicală, ceafa. Necoordonarea acțiunii brațelor cu acțiunea celorlalte segmente ale corpului implicate în execuție. Picioarele nu sunt întinse și depărtate din lipsa mobilității în partea a doua a rostogolirii. Rostogolire înapoi din depărtat înghemuit. Poziția de plecare. Stând înainte a plecat picioarele depărtate cu spatele la salteaua de gimnastică. Descriere tehnică mecanismul de bază. Din poziția de plecare, corpul se dezechilibrează spre înapoi. Palmele se așează pe salteaua de gimnastică între picioare, foarte aproape de proiecția bazinului. Acestea au rolul de a amortiza șocul în momentul contactului șezutului cu solul. 1. Se execută rularea pe spate cu picioarele întinse și depărtate. 2. Mâinile se duc înapoi cu palmele în dreptul capului. Trecerea șezutei peste cap este ajutată de impulsie accentuată a mâinilor în sol. În partea a doua rostogolirii, picioarele se vor grupa la piept, ajungând în poziția ghemuit. 3. Greșeli posibile Așezarea incorrectă a palmelor pe sol duce la amortizarea incompletă a contactului șezutei cu solul. Picioarele nu sunt întinse și depărtate. Mâinile nu se așează la nivelul capului pentru a ajuta mișcarea de rostogolire necoordonarea acțiunii brațelor cu acțiunea celorlalte segmente ale corpului implicate în execuție. Picioarele și brațele nu se grupează în partea a doua a rostogolirii, neajungându-se în poziția ghemuit. Rostogolire înapoi din ghemuit îndepărtat Poziția de plecare, ghemuit cu spatele la direcția de rostogolire Descriere tehnică mecanismul de bază La plecare, bărbia în piept, dezechilibrare înapoi Șezuta ia contact cu solul aproape de călcâie. Mâinile se așează înapoi pentru a amortiza contactul cu salteaua. 1. Palmele se așează în dreptul cefei cu degetele mari spre interior, picioarele se depărtează. 2. În partea a doua a rostogolirii, picioarele se vor întinde și depărta cât mai mult. 3. Greșeli posibile la plecare, brațele și picioarele nu împing suficient în sol pentru a mări viteza de rostogolire pe care o capătă corpul datorită deplasării centrului de greutate înapoi. Picioarele nu se întind și nu se depărtează suficient înainte de partea a doua rostogolirii. Mâinile se așează lângă ceafă cu dosul palmei în jos, forțând articulațiile pumnilor. Brațele rămân îndoite din cot în loc să se întindă prin împingere și, din acest motiv, toată greutatea corpului rămâne pe ceafă și pe cap, cu tendința de a cădea spre înapoi. Materialele filmate au fost realizate la liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanța. Mulțumire elevilor îndrumați de profesor Magdalena Martinescu. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred